găsit, dragi telespectatori! În duminica aceasta, a 31-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, ni se vorbește în Evanghelie despre vindecarea orbului din Ierihon. Pentru o mai bună înțelegere, vom citi textul din Evanghelia de la Luca, capitolul 18, versetele 35 până la 42. Și când s-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind, și auzind el mulțimea care trecea, întreba ce este aceasta. Și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Și el a strigat zicând: Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine! Și cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, iar el mai mult striga: Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine! Și oprindu-se Iisus, a poruncit să-l aducă la el. Și apropiindu-se, l-a întrebat: ce voiești să-ți fac? Iar el a răspuns: Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis: vezi, credința ta te-a mântuit. Sfântul evanghelist Luca relatează foarte scurt și succint faptele. Voi face o precizare. Totul s-a petrecut în Ierihon, iar Mântuitorul era pe ultimul său drum spre Ierusalim, înainte de Sfintele Patimi. Deci era foarte aproape de încheierea activității sale mesianice pe pământ. Deși săvârșise multe minuni în mijlocul poporului, mulți nu îl cunoșteau și nu știa cine este. Am auzit din relatarea de mai înainte că era înconjurat de o mulțime mare și zgomotoasă și astfel orbul a auzit și firește a întrebat ce se întâmplă. I-au răspuns că trece Iisus Nazarineanul. Cine era pentru ei Iisus Nazarineanul? Unii auziseră despre el că a făcut minuni, că a învățat pe oameni, că a stat de vorbă cu mai mari sinagogii, cu fariseii și cărturarii. Alții știau mai puține și doar din auzite. Numele lui era însă pe buzele tuturor, fără ca de fapt să-i cunoască adevărata identitate. Unii gândeau că este un vindecător, poate chiar un vraci, un om cu niște puteri deosebite, de vreme ce au spus: cu domnul dracilor îi scoate pe draci. De fapt, nu îi cunoșteau adevărata origine. Ei îl însoțeau și voiau să-l vadă, unii din curiozitate, sau poate sperând o vindecare ca de la un vraci oarecare, priceput. De aceea îi spun orbului simplu că trece Iisus Nazarineanul. Abia acum, când orbului îi se spune cine trece pe cale, auzim o mărturisire care îl identifică și ea nu vine oricum, ci strigată, cu atâta tărie încât chiar îi deranja pe cei din mulțime și de aceea i-au spus să tacă. Dar el și mai tare striga: Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine! Apelativul cu care orbul îi se adresează lui Iisus este unul deosebit, cu adânci rădăcini în Vechiul Testament. Iisus Nazarineanul sau Iisus din Nazaret putea să fie oricare altul, adică cineva din Nazaret. Dar modul special în care orbul îl numește, adică Iisus fiul lui David, era o adevărată mărturisire a identității lui.
Acest nume, așa cum îl strigă orbul, Iisus, fiul lui David, apare de mai multe ori în Vechiul Testament și el face trimitere cu exactitate la Mesia, adică la Iisus, Mântuitorul lumii, cel promit și așteptat, la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spre deosebire de toți ceilalți care îl înconjurau pe Iisus ca o gloată zgomotoasă de curioși, orbul face această mărturisire identificându-l pe Iisus ca fiind Mântuitorul lumii. Fără îndoială, la fel ca și ceilalți, el auzise despre Iisus și, deși era orb, adică lipsit de unul dintre simțurile obișnuite cu rol important în cunoaștere și privit ca un handicapat, el avea o lumină interioară, căreia i-a dat glas. Oarecum firesc ne punem întrebarea, cum de ceilalți nu vedeau și nu mărturiseau acest adevăr? Oare Dumnezeu nu le-a descoperit și lor acestea? Am putea spune că Dumnezeu este părtinitor și nedrept, ceea ce desigur nu putem afirma, deoarece Dumnezeu pe toți oamenii îi cheamă cu aceeași tărie și iubire. Deci, spre deosebire de orb, care avea un handicap fizic, nu vedea, ceilalți aveau un handicap spiritual, nu în sensul că era ceva cu voia lui Dumnezeu, cum era lipsa vederii la orb, ci în sensul că ei, deși aveau toate simțurile, ei înșiși în inima lor aveau nepăsare, comoditate și lipsa dorinței de a-L cunoaște și urma pe Iisus. Domnul vine și își face lucrarea acolo unde este așteptat și iubit. El nu silește pe nimeni. Sfântul Apostol Pavel ne spune că Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii pentru a rușina pe cele tari. În fața strigătului mărturisitor al orbului, Iisus se oprește și îl întreabă, ce voiești să-ți fac? Doamne, să văd, spune orbul. Mântuitorul împlinește dorința orbului, dar chiar mai mult decât s-ar fi așteptat, pentru că îi spune, vezi, credința ta te-a mântuit. Întotdeauna darurile lui Dumnezeu sunt complete și desăvârșite. Dacă Iisus i-ar fi spus doar, vezi, totul s-ar fi oprit doar la vindecarea lui fizică, adică ar fi căpătat vederea. Dar Mântuitorul a făcut mult mai mult. Vezi, i-a spus, și și-a recăpătat vederea, și apoi a adăugat. Credința ta te-a mântuit, adică odată cu vindecarea infirmității fizice, i-a vindecat și sufletul. Cuvintele credința ta te-a mântuit au un sens bogat și profund. Din partea Mântuitorului, care este știutorul și cunoscătorul inimilor, cuvintele acestea reprezintă vederea în inima omului. Adică acolo unde nimeni nu vede. Credința orbului este pe de o parte în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, cel atotputernic, de la care el avea nădejdea că va căpăta vindecare, și apoi aceeași credință este și una mărturisitoare, adică o credință care se comunică și se împărtășește celorlalți. Orbul striga, să reținem, striga în auzul tuturor, adică mărturisea și făcea cunoscut un adevăr. Faptul că Iisus este Mesia, Mântuitorul lumii și, desigur, Mântuitorul, știutorul tuturor celor neștiute, a văzut și celălalt aspect al credinței lui. Curăția sufletului
și faptele iubirii de oameni. Deci, credința pe care o iubește și o prețuiește Domnul este aceea care îl recunoaște și îl dorește, care îl mărturisește și care îi aduce pe toți la cunoștința adevărului, a lui Hristos. Și, desigur, acea mărturisire și trăire prin fapte a cuvântului și învățăturii lui, cu trimitere deosebită la starea de curățenie trupească și sufletească și la revărsarea iubirii asupra semenilor noștri. În fața acestei credințe, Mântuitorul a spus: credința ta te-a mântuit. Trebuie să remarcăm că orbul din Evanghelie era lipsit de vederea ochilor, dar cei din jurul lui, care nu îl recunoșteau pe Iisus ca Domn și Mântuitor, aveau orbirea ochilor sufletului. Orbirea ochilor sufletului este orbirea spirituală și ea a fost prezentă din totdeauna în lume, fiind întărită de multe ispite diavolești. Pentru fiecare om, orbirea sufletului are forme deosebite. Omul nu vrea să vadă și nu recunoaște lucrarea și creația lui Dumnezeu. În jurul nostru se petrec lucruri despre care spunem: iată cum Dumnezeu și-a arătat dreptatea, pedepsind pe cutare om, despre care știm că avea o viață în păcate. Tot astfel vedem cum uneori se petrec, ca urmare a rugăciunii și credinței puternice, minuni, dar nu le acordăm cuvenita importanță și apreciere. Orbirea sufletească se manifestă tocmai în aceea că nu vrem să vedem lucrarea în toate acestea. Lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre lumea de azi, observăm că ea este pradă multor căderi morale. Am spune că este o lume dezorientată, fără cârmă, fără direcție și fără călăuzitori. Răutatea pe care o manifestă unii oameni, dorința de răzbunare, neputința de a ierta, la care se adaugă necurăția trupească, traiul în desfrânare, distrugerea conceptului creștin despre familie formată dintr-un bărbat și o femeie, faptul de a trece pe lângă semenul nostru care este în nevoi și de a nu-i acorda atenție și de a fi nepăsători, și desigur multe altele, sunt și acestea un semn de orbire sufletească. Trebuie să știm că această orbire este consecința unei stări pe care unii cu bunăvoie o acceptă. Este urmare a depărtării deliberate de Dumnezeu, a neacceptării poruncilor dumnezeiești, care au tocmai această menire de a face viața noastră mai frumoasă și mai dreaptă și, desigur, a lipsei de rugăciune. Rostul și rolul rugăciunii în viața creștinului este unul de o importanță covârșitoare. Să ne amintim că Mântuitorul, înaintea tuturor momentelor importante, făcea rugăciune stăruitoare. La începutul activității sale s-a retras în muntele Carantaniei, 40 de zile și nopți, stăruind în post și rugăciune. Și la fel a făcut în fiecare zi și în fiecare împrejurare. Totul avea ca început rugăciunea. Să-i privim apoi și pe sfinți și vom vedea cum rugăciunea le este nelipsită. Sfântul Apostol Pavel spune: neîncetat să vă rugați. Cu tristețe trebuie să remarcăm că omul contemporan, din nefericire, se roagă puțin sau chiar deloc. Sfinții părinți ai bisericii, vorbind despre rugăciune, spun că ea este izvorul a tot binele.
Dar, prin revers, lipsa rugăciunii lasă pe om pradă multor necazuri și greutăți. De aceea, rugăciunea, ca manifestare a credinței, nu trebuie bagatelizată, ci trebuie să-i acordăm o importanță deosebită, bine știind că ea aduce rezolvarea tuturor problemelor cu care zilnic ne confruntăm. Aș spune, iată, și pentru acest moment, când această pandemie face ravagii, ar trebui să înmulțim cu multă nădejde rugăciunea. Unii oameni spun, eu am credința în suflet, adică nu am nevoie de biserică, de liturghie, de preot, de spovedanie. Dar acesta nu este decât un mod înșelător de a refuza din comoditate sau din mândrie legătura cu preotul, cu biserica, cu Sfânta Liturghie. Să nu uităm că Sfânta Liturghie rămâne cea mai înaltă și mai puternică formă de rugăciune. Orbul din Evanghelia de azi a manifestat credința pe care Iisus Mântuitorul a apreciat-o și a răsplătit-o, dăruindu-i atât vederea, adică sănătatea fizică, cât și vindecarea sufletească. Să ne străduim și noi, fiecare, să trăim și să manifestăm toate aspectele credinței, iubirea și iertarea, ajutorarea celor necăjiți și săraci, păstrarea stării de curăție sufletească și trupească, și să le facem să rodească și să sfințească viața noastră prin rugăciune. Fără îndoială, atunci Mântuitorul ne va spune și nouă, mergi în pace, credința ta te-a mântuit.